Da, e vorba de un bărbat de 30 de ani, din Simeonești, care a fost adus la centru de primire urgență cu arsuri fierbinte a unui accident de muncă, prezentând arsuri de gradul 1-2 la nivelul membrelor superioare, în hemitorac, în regiunea Costești, și arsuri punctiforme pe față, totalizând o suprafață de 9% afectată. Din acest motiv, pacientul este redirecționat la secția de chirurgie din cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț.